modul în care se pune problema vis-a-vis de medici. Discuția privind legalizarea șpăgii, așa zisei șpăgi pe care o primesc doctorii, este o chestiune care, în opinia mea, e o super jignire adusă doctorilor, medicilor în general, deoarece guvernul Ponta consideră că medicii primesc șpagă. Peste tot în lumea asta există și oameni buni și oameni răi. Există și oameni care primesc șpagă și oameni care nu primesc șpagă. Dar spune că sistemul medical primește șpagă este o jignire adusă medicilor. Personal spun, în ultimii ani am avut probleme deosebite în familie de sănătate, de sănătate în familie, cât și personal. Niciun medic nu mi-a cerut șpagă din Brăila. Nici un medic, subliniez. Nu pentru că eram eu altcineva sau eram nu știu cine. Am văzut și oameni care erau pe lângă mine. Oameni care erau la reanimare, oameni care erau în saloane. Niciun doctor și nicio asistentă medicală nu a cerut șpagă nimănui. Deci este o super jignire adusă sistemului medical. 2. De fapt, se promite o mărire de 25%, de 50% graduală. Dacă această așa zisă șpagă se va legaliza, de fapt, guvernul Ponta nu introduce un nou impozit asupra populației. De fapt, cei care dau, între ghilimele, așa zisă șpagă, o vor înregistra și din banii obținuți vor fi plătiți doctorii. Nu cumva e o super jignire, din nou adusă medicilor, adusă corpului medical? Dacă nu suntem în stare să oferim corpului medical condiții optime de rezolvare a tuturor problemelor de sănătate ale românilor, nu cred că este cazul să-i jignim.